Aflată în plină pregătire pentru meciul de cupă cu Sporting Roșiori, SCM Dunărea Giurgiu s-a impus clar în amicalul de sâmbătă cu Axia Dunații Copăceni. Cu foarte mulți jucători tineri pe teren, echipa din Liga 4 nu a avut nicio șansă în fața Dunării, care s-a impus cu un categoric 7-1. Axia a rezistat o repriză în fața albalbaștilor, scorul pauzei fiind 2-0 pentru oaspeți, grație unei duble semnate de Vlad Șerbănescu. Gazdele au reintrat în joc în debutul atului secund, Costel Roșu executând perfect o lovitură liberă. Din păcate, pentru formația din Dunații Copăceni avea să fie numai golul de onoare, dunărenii trecând din nou la conducerea jocului și marcând de alte 5 ori prin Leon Angel, Cătălin Bălțat, Mario Văduva, Răzvan Mizrescu și antrenorul Andrei Nemțescu, acesta închizând tabela cu un gol marcat de la mare distanță care l-a surprins pe portarul advers. Acest meci a fost urmat de un altul de juniori și de această dată câștig de cauză având echipa municipalității, scor 3-0. Pentru noul sezon, SCM Dunăre ar putea să-și reactiveze echipa secundă, aceasta urmând să ia startul în Liga 6 organizată de Asociația Județeană de Fotbal. SCM Dunăre se deplasează miercuri la Roșiori de Vede pentru duelul cu Sporting din prima etapă a fazei naționale a Cupei României. Formația pregătită de Andrei Nemțescu este singura reprezentantă a județului Giurgiu rămasă în competiția surprizelor. Meciul va începe la ora 17:30 și se va disputa într-o singură manșă, formația câștigătoare urmând să acceadă în cel de-al doilea tur al Cupei României.